Uite tu ce pieduță, faina și grasa. Salutare, prieteni! Eu sunt Daniel din Maramureș și astăzi cântărim ieduțele. E foarte important să le cântărim pentru că din ieduțele ce le ținem pentru noi, două au subt de când s-au născut și două au subt doar 2 săptămâni. Deci e o diferență de vreo 3 luni jumate între ele și vrem să vedem cum au luat în greutate. Haideți să mergem să vedem dacă le găsim, că ieduțele noastre sunt la păscut în perioada asta. Uite, Lolis o prindem pe, cum o cheamă, Dolly? Lolis. Pe Lolis. A prins-o. O, ce rapid ai fost. No, să văd dacă vei fi la fel de rapid cu celelalte, că alea-s mai ioaie, mai jucăuși. Hai de mine ce mai o crescut, uite-te tu la ea. Dar și cum facem mai exact? Știi cum facem? Adu lada aici, cântarul, dar nu, nu e bun loc aici de cântărit. Acolo! Unde le cântărim? Acolo. Hai, Victor, la cântar. Hai să vedem dacă vine după tine Loli. Hai, Loli! Hai, și eu am sfârșit o broască. Hai, Loli. Hai. Hai. Hai, Loli. Dar nu e. Haideți că mi-a speriat ieduța, haideți să vă arăt cum se face, hai, uite așa se face. Împrinde un picior. Șutat. Da, s-a rupe picioarele. Nu, și le rupe. Tu știi ce picioare zdrave ne-au ieduțele? Mm-hmm. Hai că te-au lumbrat, că nu ești mai timid. Oh! Oh! Deci ieduța asta de la 2 săptămâni o mânca doar lapte praf. Pentru că mulți întreabă pe internet de la ce vârstă să dau cereale la capre. Răspunsul medicilor veterinari, din informațiile mele, este de la 3 luni încolo să dau cereale măcinate. Ea primește deja de la 3 luni? Da. Mai devreme de 3 luni nu este recomandat să se dea cereale la iez și ieduțe. Deci ea primește cereale de ceva vreme, dar de la 2 săptămâni au crescut doar cu lapte praf până pe la 2 luni. Doamne, cât ești de grea. Cred că are vreo 60 de kg. Are vreo 90. Victor, întoarce lada invers, să vedem ce zice cântarul. Hai. Hai să vedem. Nu-i un cap acolo. Opa. Stai să vedem. Op. Trebuie să stai aici așa. Stai, Loli, stai. Nu atinge. Lasă un pic, Victor. Ia că mai pun o dată. Douăzeci și cinci de kilograme. 0,0. Bun. Mă, gata, fetița. Goară. Următoarea, Dolly. Lasă-o să iasă. Ia să ia. Bun. Stai să vedem cât are lada. Nu cred că ți-o cântărește. Da, are cam un kilogram. Cam un kilogram. Cam 24 de kg are duța asta. Și un an. Eu sunt mulțumit de cum a crescut. E suficient de grăsuță. Hai să vedem pe cealaltă. Dolly. Mere și prinde-o. Nu, stai că o duc eu. Nu pe Dolly! Eu
Julie, da. Bun, facem un plan. Tu mergi pe acolo pe lângă gard, pe după balot și eu prin partea cealaltă. Acum pe care mi-o prindeți? Pe Julie sau pe... Dina. Pe hai. Dina prindeți-mi-o. De acolo, de acolo, de acolo. Dina e cea mai negruță. Hai, hai, hai! I-am pierdut tot capul. Pic! Pic! Repede! Repede, repede! Repede! Acolo, eu pe aici. No! Prinde-ți-o! Asta neagră, prinde-ți-o! Cealaltă! Hai la mine, camera! Hai, mami, și tu! Ajută-ne să o prindem! Aruncă-te pe aia, Victor! Stați așa să facem un plan. Trebuie să o încolțim într-un colț, da? Da. Toți trei. Da. Victor. Da. Hai să o prindem pe Dina. Și? Stai, o dăm acolo în colțul de jos. Ăla o să o prind eu. Prind eu. Du-te în colțul. Sar pe ea, Victor. A prins-o. Bravo! Nu lăsa, nu lăsa, nu lăsa. Nu tragem de ea, că o s-o doare. Hai pe jos. Hop. Nu, cum? Dina, rauă! Hai! Dina! No, hai înapoi! Sofia, du-te înăuntru și scoate-le afară, amândoi mereți. Pocila. Să văd. Are un pic de bătătură. Să văd. Am avut zăbala. Căprița asta are o zăbală făcută de mine, pe care eu le produc. De 2 săptămâni am pus zăbala asta, ca să nu mai sugă de la mama ei, pentru că o subt aproape 4 luni. Din păcate, dispozitivul ăsta ne ajută, adică ea nu mai poate să sugă, însă face un pic de bătătură la guriță. Nu nimic, o să dăm cu spray albastru și o să-i treacă. Dacă aveți nevoie de zăbale din astea, mă găsiți pe YouTube. Puteți să-mi scrieți în comentarii, pe e-mail orosanlatara@gmail.com sau pe Facebook Daniel Lengel. Hai să cântărim ieduța, să vedem dacă e mai grea ca sora sa, aia care o subt numai 2 săptămâni, sau dacă e ea mai grea cu aproape 4 luni de subt lapte de la măsă. Ia zăbala de jos, Victor, nu aruncă asta. Nu pățești minutite aia. Stai. Ia așa, stai acolo. Frumos.
23,4, mai punem o dată. Așa, ajută-mă. Da, 23,4. Uite ce libelulă e așa. L-am prins-o mai înainte. Pa, pa. Du-te la umbră, Victor. No, oameni buni, prieteni de pe YouTube, crescători de capre, ați văzut diferența între o ieduță care o sub 4 luni și una care o sub 2 săptămâni. Nu m-am așteptat la concluzia asta, pentru că cea care o sub, cea care o sub 4 luni, se pare că e mai ușoară ca sora ei cu 1 kg și ceva. Acum, probabil că și genetica e diferită, nu? Îs din același tată, din același stat. Hai să vedem că i-am dat zăbăluța jos, să vedem dacă o lasă mamă sau să sugă. Acum, ce pot să vă spun eu, este că ieduța asta e din Cuțu și Cuțu într-una mânca, non-stop mânca. Nu văd o diferență de mărime sau de înălțime la ele, dar punându-le pe amândouă acum pe cântar, observăm că cea care o sub doar 2 săptămâni de la mama ei, după aia o mânca lapte praf, însă e o mâncăcioasă de numai și are cu 1 kg și ceva mai mult ca soră sa. Eu zic că e o diferență considerabilă și cel puțin după micul nostru experiment de data asta, putem să concluzionăm că nu-i mare diferență între a hrăni caprele cu lapte de la mama lor sau a le da lapte praf din cel pe care noi l-am folosit. Noi anul acesta noi am folosit un lapte praf foarte bun, calitativ și destul de scump și ne bucurăm să vedem că nu-i mare diferență între ieduțele care au sup la mama lor sau cele care au băut lapte praf. Tati? Da. Ce sunt astea? Alea, sunt niște zurgălei, niște țucuraș. Hai să vezi ce libelulă mare e și mai înainte am prins-o, dar m-am scăpat de ea. Să mi-i pui la urechi? Nu poți să ți-i pui, că s-a ei. Salut, Dora. Dina. Nu Dina, Dana. Dana. Așa, știm că ieduța asta e dintr-o mamă foarte, foarte mâncăcioasă și putem să ne gândim că ăsta ar fi motiv pentru care nu are, nu-i slabă sau nu-i firavă, chiar dacă o sub doar 2 săptămâni lapte de la mama ei. După aia am hrănit-o cu lapte praf de calitate și ne bucurăm să vedem rezultate bune în comparație cu o ieduță care o sub cât o vrut ea de la mama ei. Până la un moment. Spuneți-ne ce părere aveți de această comparație, de acest video, de aceste eduțe. Noi care creștem cu ele, s-ar putea să ni se pară că, să zicem că cresc cam încet. Însă, dacă le cântărim și comparăm, tot e bine și frumos. Să zicem, mamă, da? Acum trebuie să o prindem înapoi pe Dina, ca să îi punem zăbala. No, pe locuri, fiți gata, start! Mi-a zis-o. Aici, hai! Mamă, și nu prins tu dacă cu frunza vrei să o prins. Trebuia să dai cu mâna pe ea și gata. Era asta ta. Ce e? Tot libelulă. Da, da. Yes! Căptură dublă! Asta se împerechează? Da, da. Ăsta albastru e mai. Am nevoie să-l prind. Na, no, păi așa o mânc eu, nu arunca pe jos. Vrei tu? Iau tu. Nu ești hotărât, dar vine încolo. Loli, ia. Mai dau una. Iară mă căzut jos. N-o vezi?
Să nu încurc o bobiță de la capre. Nu o să prevace că o mănâncă. Nu-i place că mâine are destule. Mamă, când vreau să-i bag de jetul în gol, apoi nu mai băi. Nu mai băi. Oameni buni, asta e video de astăzi, sperăm că v-a plăcut. Ne ajutați foarte mult dacă ne dați un like, dacă distribuiți acest video. Suntem foarte curioși de reacțiile voastre, așa că scrieți-ne un comentariu. Dacă nu, neapărat să ne spuneți ceva pentru audiență, pentru algoritm, să ne, ca YouTube-ul să ne recomande mai departe. Avem nevoie să ne scrieți acolo un comentariu, like, distribuire și vă mulțumim pentru vizionare. Îi salutăm pe toți abonații noștri, îi salutăm pe membrii canalului Orășan la Țară care ne susțin în fiecare lună cu câțiva lei. Apreciem foarte mult aportul și ajutorul vostru. Vă salutăm și ne vedem data viitoare. Viitoare! Ai prins nivelul ăla? Nu, dar și-o prins niște coapeze. Hai, vă... Tu frumoasă, tu! Oi, vitamine. Tu vetiți-o cu minte, tu. Tu vetiți-o cu minte, tu. De gura. Poate nu-mi trebuie. Dar să-i placă. Mânca ceasă ce ești. Într-una mănânci. Tati. Nu vreau, mănâncă tu. Îi dai la Loli una. Haide să prindem ieduța, să-i pun zăbala. Dar pot eu să-i pun zăbala? Trebuie să-i pun eu, că trebuie pusă cu grijă. Eu prind. Stai pe ea. Sofia, trebuie pusă cu grijă. Care bubă la guriță deja? Să uită, Dora, ce să te-i faceți, mă? Lăsați-o în pace, mă. Lăsați-o în pace. Geana, numai după mine. Da? Nice. Deci roșu o să avem. Doamne ajută, da. Ardei și vinetele, nu prea. Nu. Nu. Cac a plecat. Nivelul ăla. Am o idee. Vic, ia. Venim de sus. Mai mult de valut. Cine rostă în jos de pe el? Gata, când speriați caprele. A, mai vreau o dată. Păi poți să te mai dai, numai să nu mai strigi așa tare să sperii caprele. Ah!
Atenție! Huh?